Salut, stăm de vorbă cu Radu Exozon și frumoasa lui soție Ana. Povestiți-mi mai multe despre acest proiect. Proiectul se numește Mister and Miss. Eu sunt Mister, ea este Miss. Da. Este un proiect apărut foarte spontan, să zic așa. La un moment dat, când lucram la piesă în studio, avem nevoie de o voce feminină. Și am tot încercat diverse voci, dar niciuna nu era. Erau bune, multe voci bune, dar nu tembru, nu-mi plăcea niciun tembru. Și după care am rugat-o pe Ana, povestește tu. Nu, m-a rugat să trag un ghid vocal, l-am tras lejer, fără nicio emoție, știind că e doar un ghid vocal. După ce a terminat piesa, a venit cu piesa gata și a zis și aș vrea să rămâi tu vocea proiectului. Am crezut că e o glumă normală, am râs, m-am distrat pe... Nu doar vocea. Da, eu lucram la imaginea proiectului, adică nici de cum nu mă gândeam să fiu eu persoana la care, a cărei imagini lucrez, știi? Mă gândeam la haine, la alte lucruri, în final. Și ne-am distrat foarte mult, copios, ne-am distrat pe tema asta, ce să zic? Cânți de mult timp? Cânt, nu pot să zic că nu cânt, cânte la 16 ani, în parcuri cu chitara, deci normal, mergeam și cântam, ne distram, dar nu e un nivel... Nu și-a pus niciodată scopul ca să facă din asta o meserie. Și eu totuși am avut multe tentative înainte de a face lucrul ăsta, dar am văzut că era mult mai pasionată de altceva. Și la momentul dat, cred că s-a copt. Și am văzut că a început să-i placă chiar la orele de canto și repetiții când facem cu bandul, chiar primește plăcere din asta și ceea ce mă bucură. Cum e piesa? Cum se numește? Ce gen e? Love is not a reason to cry se numește, adică dragostea nu e motiv de a plânge. Da, e un stil mai pop, cu influențe de rock. Piesa, singlul respectiv, este un extras de pe albumul care se numește Heartbeat. E foarte pozitivă, e cu un mesaj pozitiv. Acum, da, este. Acum, recent, am văzut și noi videoclipul final, în sfârșit. Cum v-ați cunoscut? Cum ne-am cunoscut? Ne-am cunoscut acum 11 ani, da? Da, suntem de ceva timp împreună. Cred că știe ea mai bine. Pentru că... Totdeauna la fetele. Am cu o prietenă care îmi povestea de noul ei iubit. Mergeam pe stradă și s-a oprit și a început să vorbească cu el. Mi-am dat seama că el e noul ei iubit. Îți dai seama. Și ea fiind prietena mea, am început să ieșim toți în gașcă. O gașcă mai mare, el cu ea, eu cu prietenul ei, în fine, după o perioadă de copilărism din asta, ne-am despărțit de persoanele cu care eram la timpul respectiv și, uite, dintr-o întâmplare, pentru că la primul lucru care s-a întâmplat cel mai important în relația noastră a fost o ceartă. Ne-am certat rău de tot și seara aia s-a terminat și cu primul sărut. Așa că am evoluat foarte repede, într-o singură zi. Ce lucruri aveți în comun în afară de muzică? Sunt sigură că sunt multe alte lucruri, dar... Avem foarte multe în comun. Avem un copil, da, o fetiță minunată, care face acum pe 1 iulie 3 ani și de-abia așteaptă să se ducă la grădiniță. Puteți să-mi spuneți o amintire frumoasă ca din viața de cuplu? Da, aoleu, îți dai seama, 11 ani, sunt atât de multe. Cred că cea mai frumoasă amintire e prima zi în care am văzut-o pe micuța noastră. Asta le pune jos pe toate. A fost cea mai frumoasă zi din viața noastră. Let me see a beautiful smile, 'cause love is not a reason to cry. Ce părere ai de succesul lui Dumbala?
O părere foarte bună. Mi se pare un proiect destul de interesant, foarte bine gândit, pus la punct și... nu știu ce să mai zic, e un proiect bun. Let me see a beautiful smile, 'cause love is not a reason to cry. Love is not a reason to cry. Love is not a reason to cry. Tot albumul a fost produs, orchestrat și compus de mine în studioul meu propriu și a ieșit destul de bine. Și hello, foarte bine a ieșit albumul. E un album foarte bun, îți spun eu. Și în sfârșit am reușit să adopt un stil care mă reprezintă și cu care pot să transmit. Consider că acum ți-ai găsit stilul potrivit? Da, 100%. Deci asta cel mai bine mă simt și ca și stil muzical, ca și formulă. Love is just a reason to